Ziua Unirii Principatelor Române sau Mica Unire, așa cum este cunoscut momentul de la 24 ianuarie 1859, a fost marcată de reprezentanții Palatului Culturii Severinene Teodor Costescu și cei ai Liceului de Artă Ioan Ștefan Paulian. Momentele de atunci au fost readuse în prezent de profesorul Mircea Borcoman și Tudor Rățoi, directorul Arhivelor Naționale Mehedinți. Clătita timpului măsoară imperturbabil scurgerea lui. Alexandru Ioan Cuza rămâne un mare român, un mare patriot, domnul Unirii, omul care a revoluționat dorința și fapta de a moderniza România. Îi datorăm mult și foarte mult. Trăiască Marea Unire de la 24 ianuarie. 24 ianuarie 1859 a fost un moment al acestui parcurs, al acestui proces. Și fără 24 ianuarie, cu siguranță n-ar fi fost nici 1877, n-ar fi fost nici 1918. Elevii corului Vox Dunaris, coordonați de profesorul dirijor Alin Rusu, au intonat în manieră proprie câteva piese reprezentative pentru poporul român. Deliciul publicului l-a constituit însă prezența sopranei Operei Naționale din Craiova, Renata Vari, adusă în Mehedinți de reprezentanții Palatului Culturii Severinene, Teodor Costescu. Mi s-a părut foarte frumos și am învățat că ziua de 24 ianuarie este una foarte importantă în istoria României. Cel mai mult mi-a plăcut inspirația și sufletul cu care au fost întâmpinate fiecare moment și se vede că această dată este o dată importantă pentru noi românii. Ceea ce mă bucură pe mine este că pentru un eveniment cultural de excepție se rememorează un eveniment foarte important în istoria României și anume 24 ianuarie 1859, unirea mică a Moldovei cu țara românească făcută de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza și mă bucur că acest eveniment istoric este readus în atenția în special a tinerilor pentru un eveniment cultural foarte frumos. Evenimente pentru marcarea Micii Uniri de la 24 ianuarie 1859 se vor mai organiza și duminică de către reprezentanții Consiliului Județean Mehedinți.